Da, eu sunt mulțumit de toate evenimentele cu sprijinul Institutului Cultural Român, cu sprijinul Institutul pentru Români de Pretutindeni Eudoxiu Hurmuzachi. Am avut o serie de conferințe în toate centrele comunitare unde trăiesc românii noștri. Am avut două festivaluri, duminică pe 27 la Biserica noastră românească din Bord, aseară pe 30 august la Boljevac în satul Podgorac. A fost un festival mare de cântece și jocuri românești cu peste 100 de participanți, cu mai mult de 500 de spectatori. A fost foarte, foarte reușit și asta, cum zic, cumva tot ce s-a întâmplat în zilele așa și în poate că două săptămâni, cumva e mai mult decât ce am așteptat, așa că eu cred că oamenii au înțeles momentul, au înțeles oamenii din comunitate și a luat toată treaba asta de serios, că nu mai avem ce aștepta. Trebuie să ne unim, trebuie să ne vorbim ce facem și în asta așteptăm o înțelegere cu statul în care trăim, cu instituțiile, cum locale, așa, mă gândesc mai mult centrale și pur și simplu suntem pe o cale bună, cred că și în seara asta am arătat și nu numai noi de la Asociația Ariadne Film, numai întreaga comunitate și biserica și oamenii de știință și oamenii din cultură. Nu mai am ce spune decât să vă mulțumesc agenției Timoc Press, care ați urmărit toate evenimentele astea, care faceți că tot asta ce facem, ce vorbim, să fie mult mai vizibil, să vadă mult mai multă lume și asta e că și pe tema de medii avem un spor, mergem înainte, e un lucru bun.